am descoperit gâștele, dar nu numai gâștele, 4 la număr, chiar și 2 lebede negre. Nu știu de unde au apărut, important e că sunt aici, pe malul Dunării. Trebuie să fac un zoom, dar se distorsionează imaginea. Le vedeți acolo în departare, dacă mă apropii prea mult, mi-e frică că vor fugi. Da, bag de seama cam asta ar fi căsuța gâștelor și a lebedelor. Acest ponton amenajat cu o portiță aici în față. Unde intră și ies singuri. Interesant. Hai să vedem și vasul Mureș. În activitate, bineînțeles, el a fost plecat toată ziua. Astăzi însă, în acest moment, face manevra de parcare, să zic, de acostare la mal. Aici este pontonul lui, unde a zăcut ani de zile. Însă astăzi, nu știu cu ce ocazie a fost plecat și unde, și nu-i interesul meu să știu unde, dar nu l-am văzut de mult pe Dunăre, în mișcare. Pentru cine nu știe, acest vas a aparținut lui Ceaușescu. Bineînțeles, unul din multele vase de croazieră care le avea Ceaușescu aici pe Dunăre. Probabil și la Galați există unul asemenea și cred că în fiecare port, în special la Constanța. Dar așa cum am zis, acesta fiind Mureșul, de aici, de la malul Dunării, care m-a uimit mișcarea lui și plimbarea lui care a făcut-o pe Dunăre. Probabil a avut vreo treabă privată. Oricum, nu asta mă interesează. Uimirea a fost să-l văd în mișcare, pentru că nu l-am văzut de mult pe Dunăre. Ani de zile a tot stat aici, de la luat rugina. Și acum se parchează un pic lateral, așa. Ia prețul. El trebuie să ajungă până aici, la ponton, unde este așteptat. Acesta fiind, așa cum am zis, pontonul, iar el va veni așa ușor și va parca acolo. Să dăm zoom-ul la loc și să-l vedem în depărtare, la rezoluția normală. Deja cred că unul din motoare le-a oprit. Culmea că cam toate persoanele care sunt aici prezente s-au pus pe filmare, spre uimirea tuturor, nu doar a mea. Și aproape că a reușit și parcarea laterală. El tot așa a venit drept, bine controlat,
până la ponton. Bine ai venit la mal, bine ai venit acasă, Mureș, mai pleci peste 25 de ani. Încă nu a acostat la ponton, mai are un pic, vreo 3 metri. Bate însă și vântul, cu siguranță se simte pe fundal. Dar să-i urăm bun venit acasă.